Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială. Mai avem un pic și vine... Cine vine? Vine Crăciunul, chiar Crăciunul. Invitata din această seară, așa cum a fost anunțată, prin mijloacele de informare masă, bine, masă, faptul că stăm la, la o masă, n-am ceva, este cunoscută, îndrăgita, celebra de acum, actriță, Rodica Mandache. Mulțumesc frumos că m-ați invitat. Bun găsit! În perioada asta, foarte greu să găsești pe cineva care să participe la la, la emisiuni televizate, și atunci vă dați seama că am. A, a, cum e? Am la găsit rezerva. Am găsit, rezerva și eu, la găsit la fotbal, nu? E, nu vă mai intrați, la Rubica, pentru că știți și... bine. E vorba de dragoste în stare pură, nu în stare da, latentă. Dar ce crezi că ea nu sunt iubiți? Am trecut deja la Pertu, început un stau... în dialog civilizat, văd că... Nu, asta este... Nu este... Felul nostru de a... Da. Doamna dați-mi da voie, da, un fel de... știți, știi că acum se vorbește, zice, bună ziua, bună ziua, ce faceți, Nicule? Știi că așa e, adică nu-i spune nici la Pertu, dar ce, face ce faceți... Ce Nu, ce faceți, Nicule? Ce faceți, Nicule? Nu, ce faceți, Nicule? Sau, Iulian, sunteți pregătit de... Păi ori ești Iulian, ori e, sunteți Nu, pregătit. nu, nu, e frumos, are, e, e poetic E poetic? Da, da Dați-mi voie să Bună spun ziua încă aia. din primele rânduri încă de prim, Mă rog, asta e la înscri Încă din primele imagini Că arătați absolut super mult seara asta Știți cum spune Shakespeare? Frumos mm. e în ochii celui ce privește Aulio. Da. nu mă pune Că asta păi mi-a dat de, greu de la început Înseamnă că dumneavoastră Dacă nu avem prietenă, vedeți. sincer vă spun Vă ceream prietenia pe Instastory. Ce cel aveați dumneavoastră ce? Prietenă pe, auditora, pe... Prietenă, pe Sincer, vă ceream prietenia pe... pe Messenger. Cel puțin. Hai să ne propunem așa. Să nu râdem. Da? Dacă păi îi nu, stai, stai râs, cine că nu în e, râs, aici, nu, îi dă nu, celuilalt nu, un milion. Nu sunt surprize prea mari că la un moment dat o să vină invitat și celebrul actor Marius Manole. Nu, Crede-mă că în trecut trecută a fost uh, invitatul principal și tot am râs, dar minte să cunoaște. Dar da, tu râzi de adevărat când îl vezi pe el. Dar asta e bună chestia asta. Cine ți-a ți zis? El ți-a zis astăzi. Că, că, ce? Ce, că joci tot timpul teatru, că niciodată nu ai emoție. Așa mai ai mele. emoție? Tot timpul. Păi spune. -mi. Tot timpul și sunt de dimineață. Ai, scrii ai scris 50 de foi. Citește-le pe foi. Am scris foarte multe Las, lucruri. Lasă, nu te întreabă. Tare, nu citești nimic de pe foi. Și aș vrea să le Ai emoție? Rodica, Absolut tot timpul am emoții. Cum -am... Da, și uh, știi cum simt înainte de spectacol, cum aș fi într-un avion și uh, trebuie să sar cu parașuta? Și problema, cred, a tuturor, și a celor uh, viteji, și a celor fricoși. Oare se deschide parașuta? Bine, uite, Marius mi-a zis și o să ne confirme acum. Nu mai are emoțiile pe care le avea odată, și ce m-a surprins și mai tare, jucase două Richard al treilea într-o singură zi, aproape 8 ore, nu câtare, sau în orice caz vreo 7 ore cu siguranță, și nu se simțea obosit. Nu, momentul... asta nu are nimic de a face cu emoția. Nu, nu că nu, nu se simțea obosit. Vorbeam pe de-o parte de emoție, și după aceea vreau să te întreb și de asta. Ai putea să joci, probabil că ai jucat, tu două spectacole într-o zi. Dacă asta e și mai multe îți face plăcere și ești acolo, nu simți nicio secundă emoția, e adevărat? Emoția nu o simți, nu. Oboseala, emoția iertați, o, o, mai cam emoția o simt planul. tot timpul, dar oboseala, uh, când, oboseala, când... oboseala. Oboseala o simți mai puțin pentru că îți place ce faci. Îmi place mult ce fac, îmi place ce joc, am avut norocul ăsta să joc numai lucruri care îmi plac foarte mult. Sau poate sunt ca portughezii, adică mă nu mulțumesc cu ce mi-a dat Dumnezeu. Sunt un popor care nu Vreau seamănă ce cu, cu niciun alt popor Sunt îndrăgostită de Portugalia ah, și înțeles. de portugheși mm. Și m-aș duce oricând uh, uh, la Lisabon În uh, toată în țara aia mică uh, uh, E un popor tare frumos E un popor uh, disciplinat înăuntru uh, E un popor uh, iubitor E un popor care se mulțumește cu ce i-a dat nu Dumnezeu. credeam că seara asta o să vorbim de portughezi. Și socotește, că e un dar. E un popor care socotește că totul este un dar. De altfel se vede din fadouri, din um, felul lor de a fi, de felul cum a fost reconstruit în Lisabona. reprezintă? Da, da. Uh. Gândește-te că au avut colonii Zilele și au pe... rămas săraci. Zilele trecute E adevărat, erau. Da, aveau o colonie, erau un imperiu, cum s-ar spune. Spunem, te rog, zilele trecute ai fost, ai jucat la Petroșan, cred, nu? Da. Cum mai am olgăștani și te plângeai. Mă plângeam. La un moment dat, că nu știu, pe, pe ce traseu acolo, era ceva înfiorător că nu mai puteai. Nu. Uh, drumul uh, până pe Dealul Negru, până la Rămânii cu de la Pitești. Uh, îl știu pentru că cred că îl fac de 10 ori pe an. Uh -huh. Dar de acolo până la Petroșani nu l mai știam. Când nu știi, când cunoști un lucru îl și iubești. Când nu l cunoști, e vai de capul tău. Mi s-a părut lung, este foarte frumos. Poți să te îndrăgostești de lucruri pe care nu le cunoști, dar pe care le simți, pe care le vezi, nu ce da. se mai întâmplă. Cred că e vârsta. O, e ok vârsta mea e foarte bună și sunt mulțumită de păi ea. Nu e ea. în sensul bun al cuvântului că Nu era ca bun în cum spuneai. Nu e adevărat. spuneați. Cum spuneați dumneavoastră, doamna Rodica. Da. Păi nu, cum spuneai. E că... drumul, e celebra Bun, păi, descoperi un drum libezen, pe care nu-l cunoști, dar îți place, te bucuri de el. foarte frumos drumul. și atunci. E, dar este, asta Să spuneam, nu devii mizantrop E de... Acea, acel bumbeș livezen care a fost făcut... <laughs> Ai pene, ai pene, pe căciulița aia atât de sexy? Am de toate, de toate. Am, și mi-am mi -am, pus e o, pene special fazan, pentru de Crăciun. Pe de, pichere. De pichere. Pichere care face o, acelea uh, cu picățele. trebuie cineva în cască și trebuie să vă întreb ce ați primit cadou de la Marius de ziua dumneavoastră. Am l -am adus aici. Ăla e cadou? Da. Ce e? O de pichere. Atâta, așa arată un ou de picier. De ce? Aia, portocală sau ce? Ceva? Îți aduce aminte cântecul cu o portocală? Da. cine îl cânta? P uh... Nu, îmi cânta Popilia, îl cânta. Anda? Nu. Călugăreanu? Ce e cu tine, nu? Nu-l cânta, Anda, Călugăreanu. Dar cine îl cânta? Bine, hai că Sau că îl cânta, poate că și Anda. A, să nu ziceți că nu v-am zis că mi-am uitat telefonul, iar în zi, cum zi, în geantă, ca de obicei, adică nu e nimic nou. Așa. Spune-mi, te rog, Rodica, mă țin de mult să te întreb și nu te-am te, -am, te -am mai întrebat de Amza Pelea, de nume mari. Cum e să fi fost contemporană cu mari actori ai României care astăzi nu mai sunt? Cu care ai jucat? Cu care ai fost prietenă? Unde se duce prietenia asta? Cum rămâne? Care este starea ta raportată la oameni minunați, prieteni? Până actori? acum, Până acum n-am avut uh, uimirea asta care o am că am trăit cu atât de mulți, atât de mari. Că am jucat cu ei, că uh, m-am bucurat uh, uh, să pot vorbi, să mergem la imprimări, să mergem la filmări. Până acum nu am avut asta. Să jucați, să fiți prieteni, să acuma, vă iubiți chiar? Acum uh, sunt a, atât de uimită și. Exact cum nu cred că știi, când simți uh, golul, ăla că nu o să mai ai 17 ani și nu o să mai fii frumoasă și. Uh, da. așa, A te gândești la ei, vorbești cu, cu ei, ei, în gând. Uh, așa e și cu ei. Îți aduce aminte din prietenile lor. În legate. același timp simt uh, că e ceva care mi-aparține. Uh -huh. Și dacă văd un interviu, cum am văzut cu Iordache acum câteva zile. E, asta i Anda. Păi da, o portocală. Cum era Anda Calugăreanu? Dar nu continuți ideea ce ai văzut acum câteva zile. Pot să spun cum era Anda Nu, nu spui după aia, zim, te rog. Era ca un gând frumos. Era cu totul specială și cu o energie extraordinară, cu un talent, un talent mare, mare de tot. De asta a și făcut, pe la 40 de ani, facultatea de teatru. n avea nevoie. Dar uh, a făcut-o ca să fie liniștită. N-a avut o viață ușoară. Uh, talentată. Talentată și. Uh, nu uh, să mulțumit de răspunsul pe care mi l-ai dat, legat de oameni, actori mari, actori uriași. Ar trebui să fii mulțumit. Pentru că, în clipa când îi văd, ți-am spus, simt că e ceva al meu. Și eu mă simt mult mai rotundă, mai bogată, mai împlinită, pentru că i-am cunoscut și cred că ceva din fiecare rămâne și în noi. Țin minte când am jucat cu Bibanu și felul lui de a mă înțepa cu Amza. Amza era foarte bun. Amza era un om foarte bun. Știu că odată a venit la filmare și avusesem un pe emisiune. Numai cu mine și cântam, și mi-a spus: uh, Am stat cu inima, așa strânsă, uh, că se apropie aparatul și uh, jucam mai multe vârste și se apropie aparatul, ei, și după ce s-a apropiat, am zis: Nu, e bine. Dar, uh, sigur, oricine putea să spui asta. Dar nu, el o spunea cu așa o bucurie, cu așa o încântare, ca un copil care povestea am să era un om bun. O, uite, stăteam și mă gândeam acum, vorbim și despre 30 de ani de libertate, 30 de ani de democrație, 30 de ani de teatru liber, nu? Pentru că înainte totuși exista cenzura, exista sistemul, exista comunismul. Și mă gândeam că ai avut fericirea până la urmă de a trăi două sisteme, două lumi total diferite. Adică au fost anii până în 89 până la revoluție au fost anii de comunism, însă anii în care era în plină creație, da? Nu numai eu. Nu, nu, lumea de atunci de a, da. se făcea teatru, se, se juca. Se făcea un teatru foarte bun. Și a venit, a venit revoluția și a venit libertatea. Cum ai comparat cele două perioade, dacă le-ai pune față în față într-o oglindă? Cum le-ai descrie cele două perioade din viața ta? Până la urmă, pentru că fac parte din viața ta. Sunt 30 de ani după și mă rog. Sunt, mai mult. sunt foarte diferite pentru că atunci eram tânără și acum nu mai sunt. Și văd cu alți ochi. În 89 și erai tânără? În 89 eram, dar uh, uh, toți am avut depresurizarea de a trece de la epoca comunistă, comunistă la uh, cea, uh, cea de acum. Uh, mi-e dor de mine, de noi, din perioada aceea, știu eu, patru, cinci ani, cât au fost, în care uh, credința era uh, uh, uriașă, uh, speranța era uriașă. Uh, de anii 90, spui. Da, da, da. da, da. mi dor de noi, cum eram, uh, cum vorbeam. Vorbeam altfel. Atunci, dacă mai fi chemat într-o emisiune, uh, puteam să mut... Uh, cu vorbele mele, studioul de aici până în Piața Victoriei. Aveam o energie extraordinară. dragostea era foarte mare pentru tot. Și toată lumea era în partea lui de sus. Toți funcționam în partea noastră de sus. Până într-o zi când. Nu știu. Nu nu pot cred să că până într-o zi, cred că încet, încet, aproape pe nesimțite, toată energia aia aproape nucleară care te făcea să zbori pentru că te bucurai de o libertate te bucurai de tot ce însemnau zilele de lumina aia era minunată mi-a dus și o aminte toate s-au estompat încet încet până, tiri, în până când a, a rămas o ceață până în 89 lăptoasă. eu nu pot să zic că am trăit foarte rău și n-am avut apă caldă mm -hmm. și n-am avut mâncare uh, fiind actor și actori foarte iubiți se găseau tot felul de soluții. Subtilități. Da, subtilități să le numim. Dragostea aceea era tradusă în șuncă, cartofi, ouă. Adică lucruri care lipseau majorității populației. Da, da, da. Uh, nu pot să spun asta, mă simțeam la un moment dat, mă simțeam și vinovată când știu că o colegă de-a mea a venit la mine și i-a dat, un... aveam un telefon care se muta dintr-o cameră în alta și așa uh, asta era ceva extraordinar și uh, a făcut așa în apă și a zis uh, soțul ei, unde crezi că sunt? Sunt într-o cadă cu apă, care însemna sumumul, știi? foarte trist, da, și m-am simțit și vinovată pentru că eu, stând pe lângă ambasada americană, aveam, cred că din cauza asta nu că era Mi-te ă, aduce aminte, apropo de telefoane că vorbeai, că exista nu toată lumea avea un telefon un singur, adică era singur abonat, erau și cu plaje, ți aminte? Da. Și așteptai să închidă cu plajul, să... N-am avut cuplaj, dar ce și... pot să-ți spun? Nici eu n-am avut, dar uh, am văzut uh, Ce cazuri? pot să-ți spun? Că stăteam cu un coleg regizor și stăteam de vorbă și ne bucuram și mai erau încă doi și uh, la un moment dat a venit un băiat, dar un băiat anume, uh, ochii lui vedeau ca oglinda aia din mașină care vede din toate părțile uh, cu un zâmbet uh, șmecheros. În colțul era sâmbătă după amiază, și tocmai primisem două unul de perete, unul nou, așa și unul în bucătărie. Și le pusesem pe toate, și eram așa de fericită că sunt ca în vest. Trăiam asta. Și băiatul ăsta a venit cu o geantă pe spate și a spus: Mi s-a stricat telefonul. Și am zis, nu. Ba, vi s-a stricat telefonul. Nu, nu, merge. Uite, merge. Ei, vă spun eu că s-a stricat telefonul. -a, eram acolo mulți. El era foarte deștept, dar și-a desfăcut și a zis, da, aveți dreptate, nu. L-a închis apoi. <laughs> și, uite, așa l-a reparat. Am auzit de multe de vorbindu-se despre faptul că s-a făcut mai bine teatru, mai, mai mult teatru mai, teatru, mai, adevărat înainte 89 decât după 89. adevărat din punctul tău de vedere? Da. da. De ce? Dar nu știu să răspund la întrebarea asta. Păi eu te-am că... să răspund la întrebări. Poate... Că dacă știam, invitam pe Manole, dacă știam că nu răspunzi. Crezi că el știe? Nu. A. Lumea. E... Yeah. Deci se făcea e... mai adevărat? Să -ți spun de, de ce cum nu știu. asta, Rodica? Pentru că nu, totuși... să să spun de ce nu știu. Pentru nu, că s-ar putea nu să știi, fie vorba despre regizorii talentați. Uh, despre... Eu da, cred... dacă spune cuiva din afară, faptul că într-o perioadă comunistă, da, comunistă, unde libertățile aproape că nu existau, unde cenzura tăia aproape tot, foarte rar și ceva la cenzură, era un miracol. Într-o perioadă în care lumea trăia foarte prost. Da? O perioadă destul de gravă a României. Într-o perioadă în care se, se lua curentul, se lua apa caldă, se nu era căldură. Dar nu numai din cauza asta, era foarte, foarte grav Anii tot 80 ce se era totul înfiorător, înfiorător, da? Nu mai vorbim că nu puteai să spui o vorbă și așa mai departe. Adică ascultai pe ascuns postul de radio, Europa Liberă, Vocea și așa mai departe. Cum de teatru era mai adevărat decât uh, teatru din după 89. Cred că uh, un om care are multe necazuri, multe impedimente în viața lui de fiecare zi... Mai degrabă reușește? Da. Eu nu sunt de acord cu asta. Ba da? Ba eu da. Nu sunt de acord. Ba da. Eu mă uit eu... la Daria, mă uit la copilul meu și privesc din perspectiva asta. Sunt fel și fel. Ia asta de, să spun. De, Noi cred că de avem chestia asta fatalistă, trebuie să ne fie greu, trebuie să ne chinuim. Dar nu. Dacă se poate să ne târăm ca să ne iasă ceva. De ce să nu fie toate lucrurile în regulă și să iasă? Eu cred că se adunaseră uh, foarte mulți regizori care se nasc odată la 100 de ani. Și nu s-au născut în și în următorii 50-30 de ani? Nu. De ce? Nu. Că nu păi măcar cicli și tot se întâmplă chestia. Asta. Nu, uite, sau sau lumea s-a schimbat atât de mult, uh, secolul 21 uh, are mari probleme de recepție uh, și uh, oamenii nu, nu sunt pregătiți nu sunt pregătiți nu pentru sunt atât pregătiți de mult deloc. Nu, nu, pentru schimbare nu sunt schimbare. pregătiți uite, pentru ce înseamnă secolul ăsta cu tot ce are Radu Afrim este un regizor uh, uh, încerc uh, să din citești punct... de pe foi tu nu, unde vezi ce-ai scris pe foile chiar așa uite, Rumi, Fernando Pessoa Monica Pilat Regele Mihai uh, ai, uh, ai uh, tot felul de citate din. nu nu numai citate uh, una din întrebări este ce personaj uh, te-a uimit te-a emoționat? Te o te te regele Mihai. Pentru că uh, n -am... a avut pe umeri o istorie uh, uh, cumplită, sarcini de nedus, uh, uh, grele, foarte grele, a fost un sacrificat și uh, uh, eu n-am fost regalistă. La început nici nu... Credeam că se poate, că pot să gândesc așa ceva. Sarcinul umilitoare a avut uh, strivitoare aproape și uh, faptul că a rezistat demn și cu suferință uh, l-a făcut uh, simbolul binelui. Eu mi-aduc aminte că în mormântarea lui a fost un moment foarte important al acestui popor, dar cu tine vorbeam la telefon și tu deodată ai făcut. Un moment de grație. Ia uite, ia, uite! O stare de grație o, pe care românii. O uimire de ta, cum veneau, ploau cu oameni. Și o stare și... de grație pe care poporul român nu știu dacă a mai avut-o probabil că la Revoluție, imediat după. Nu. pe semne că au fost uh, uh, momente din astea. Nu atât de. de unde au fost? Plenar. Care? Care, nu, care au fost? Nu atât de plenar, nu atât. Păi, de atunci. Păi uite, când Nadia a luat nota 10, când... Da, după 89, Rodica, nu... A fost un moment unic, incredibil și, cred eu, irepetabil. 89... Adică, după, după câți ani de exil, da? Din 1947, fă calculul. Până în 89, 30 și... Da? Hai că e greu cu calculul. 42 de ani? și încă 30 după atâția ani de exil după 70 de ani de exil El mai bine de 70 de ani cred că demnitatea lui cred că felul lui de a iubi 42 și cu 30, patriotismul lui uh, uh, ne-a ajutat să uh, să vedem dar de ce l-am descoperit în momentul în care a trecut neființă, o bună întrebare nu e o caracteristică a noastră că începe să ne pese și să prețui din momentul în care personalitatea. noastră, a tuturor. Tot și expirarea at asta. Atâta vreme cât ai uh, omul în fața ta, nu-l respect și nu-ți dai seama de importanța și de. Păi, scoate foaia uh, cu Shakespeare, nu-mi uh, cita uh, din memorie. Asta. Păi, dacă-l știu așa, de ce să. Păi, pare și aproximativ. Nu e aproximativ. Uh, și abia când nu-l mai ai, când nu-l mai vezi. Ce da. dor de perioada aia înainte 89, nu cumva e legată și de faptul că nu. e vorba despre tinerețea ta nu. și despre... Nu, poate să fie dor de perioada aia pentru că eu eu Incredibil, sunt un individ spui. eu sunt un individ, simțeam că fruntea mea este lipită de genunchi Avea, asta, de asta am început cu șunca și cu că, apa caldă, dar în același timp simțeam că fruntea mea este lipită de genunchi um, la un spectacol era o ramă pe un perete și atunci a venit cineva și a spus dați jos rama aceea să nu se creadă că este, uh, uh, ați pus o ramă goală în locul tovarășului Ceaușescu și, am și mi-aduc aminte până... că eram o brasnică și deșteaptă și am zis uh, dar cine uh, cine poate să aibă o minte atât de bolnavă și să-și închipuie uh, așa ceva și mi-aduc aminte că doamna Deleanu, directoarea teatrului în care am fost, și care a fost un om cu totul și cu totul de aur, a spus: Rodica, stai jos și fi actriță pe scenă. Cred că a spus și mai frumos. Mm -hmm. Așa. Din glasul ei am simțit că nu trebuie să fiu îndrăzneț și uh, obraznic, să spun, da, insolent uh, când nu trebuie, pentru că vorbești despre o instituție și numele unei instituții. În sfârșit, am înțeles mai uh, bine atunci, dar uh, și acum este același lucru. Uh, povestea cu Rama și cu așa la uh, spectacolul lui Afrim de pildă, uh, le-am găsit E câte o cronică reasă sau, uh, care fac uh, lucruri uh, bolnave uh, s-ar putea uh, ca acum după 90 să nu înțelegem cum trebuie. uite îl dau uh, uh, exemplu pe afrim, uh, are un fel de a vedea rușinea, frica, boala, uh, greșeala altfel. Au alte forme și eu nu le recunosc. Nu le recunosc. Ce am eu bun e că, că încerc că mă străduiesc. Și câteodată înțeleg să le foarte bine. Să le găsești, da. să le... Și să mă schimb. Și să mă schimb. Să, să încerc atâta tot că vechea generație care m-a hrănit pe mine și noi, la rândul nostru, încercăm să le spunem celor tineri de acum. Câte lucruri frumoase am învățat? Ce lucruri bune pot să-ți dea anumite cutume? Și așa mai departe. Ei sunt în galop, nu se opresc. Când ești în galop, nu poți asimila. Totuși se face cu nouă luni. -am trăit totuși un lucru se face anumit timp. Nu am trăit viața noastră, n-a fost contra cronometru, mai mult decât un galop. În tot ce am făcut, în tot ce am trăit, în tot ce am iubit, în tot ce am Ba construit, da, dar cred că se poate să să se uh, facă uh, să umblăm la Păi mie mi se pare că e din ce în ce mai pe repede înainte tot ceea ce trăim și tot ceea ce ni se întâmplă și că nu avem timp de nimic. Sau de fiecare dată ne amăgim că mâine, că poimene, că într-o zi că o să avem timp să vorbim, că o să avem timp să citim, că o să avem timp să scriem, că o să avem timp să iubim și ne trezim că a trecut... Viața, și chiar secolul. Nu ai sentimentul ăsta? nu te mai uita în foii că nu te ajută. Dar nici nu mă uit ca să citesc. Mă uit din când a, în când, îmi schimb ai, privirea ca, ca să fiu expresivă să schimzi și, și schimzi. să îți exact. moi inima. Ești. De pe. Deja mi-am mai un mesaj despre tine, uite ce scrie, că-ți-ai că, că pus fanii să-mi să scrie mie. Da. Ce poezie minunată este Doamna Rodica, o poezie de dragoste care atinge inima tuturor. Un bărbat sau o femeie? O da. femeie. Ce? Îi mulțumesc. A, e de bine sau e de rău uh, că Nu, e? este bine, e bine. Deci, e bine. spuneam, nu ți se pare că secolul e din ce în ce mai grăbit, că timpul este din ce în ce, trăim o, o vreme, o viață pe repede înainte și că lăsăm în fiecare zi lucruri pe care să le facem mâine sau pâine sau într-o zi și nu mai apucăm să le facem niciodată? Și atunci te întreb dacă viața asta pe care o trăiești nu este viața pe care ai fi vrut să o trăiești. Sunt prea filozofic, abstract. Că poți să pun și întrebări dacă... Mai simple. Cât de cât. Ei, lasă, Așa. Te înțeleg, te înțeleg. Stai liniștit. A, știi, eu am studenți. Știu. Și asta îmi face și bine și rău. A, prima generație de studenți pe care am avut-o în clipa când povesteam ceva sau le răspundeam sau încercam să le fac educația, ei erau așa, foarte uimiți și într-o admirație totală. A doua generație erau puțin mai grăbiți. A treia, ultima generație nu are ce să facă cu ce le spun. Incredibil. Nici nu mă ascultă. E incredibil ce spui. Și atunci eu mă simt pe o insulă pustie și ca un cățel care nu poate lătra și degeaba Cățelul spun. la care lată tot timpul când sun eu la telefon. Cățelul meu, Adeluța? Adeluța, da, de câte ori sun eu latră și zic de da. câinele mai încet. Poate că nu-i place da, cum da, Uite, mi-aduc aminte apropo de, nu că punem la îndoială ceea ce faci tu cu studenții, dar le-am spus și eu o dată sau de două ori, apropo de recepție și de felul în care oamenii primesc când vrei să le oferi ceva, pentru că aici o nu mai știu să primească. Pe de o parte, nu mai știu să să asculte, nu mai știu să primească, nu mai știu să să nimic În și, funcțional Și le-am spus la un moment dat, uite, uh, le-am spus cred că la redacție Vedeți că, uite, Rodica, Amanda chiar strâmbau toți, nu știu ce La fel și cu la Daria, la școală și în momentul în care ai venit cu studenție Și v-ați făcut numărul, spectacolul sau ce pregătirea era incredibil Aia erau cu lacrimi în ochi și nu mai știau ce să facă de bucuria pe care tu cu studenții o oferi și mă gândeam câtă reticentă că eu la mine binele cu forță, adică mai avem un pic să-i bat pe aia. Sau alt episod, să jucat Joy Mega Joy, eu îl văzusem, așa cum văd cele mai multe dintre spectacole. Uh, și le-am zis, vedeți că vă duc la teatru. Bineînțeles că s-au strâmbat la ziare, ți aduce aminte? Da. Și am închiriat, cred că toată sala atunci, că eram foarte mulți, eram sute. Și mi-aduc aminte. Spectacolul am... lui Radu Afrim. Uh, da, spectacolul lui Radu Afrim. Și mi-aduc aminte era sâmbătă seara, o zi liberă, da? După ce se lucrează și duminică, în presă să lucră, acum nu mai lucrează nimeni nimic. Și am adus sâmbătă seara. Ploua, bătea un vânt, era ceva în noiembrie, o vreme câinoasă. Și mă uitam în ochii lor, că stăteam pe scări acolo la Odeon, înainte de a intra și mă înjurau toți cu privirile. Adică, băi, sâmbătă seara, pe vremea asta, la teatru, băi, dementule, ce ai cu noi? Avem viața noastră. Și au mers, s-au șezat cu mine la spectacol, s-a părut ciudat că stăteau pe niște gradene, da. Am m-au mai înjurat odată cu privirea, bă, unde ne-ai adus? A apărut decorul ăla care era... O bucătărie. De o bucătărie total atipic față de teatru și așa mai departe. Și am, am, am stat pentru că știam uh, efectul final care va fi în fața lor, asaltul ăsta de înjurături la nesfârșit, iar când s-a terminat spectacolul, ce s-a întâmplat? Aplaudau toți în picioare Se da, uitau da. la mine Cerându-și deci iertare Iertare pentru toate înjurăturile Din priviri pe care mi le-a Și au plecat fericiți Luminoși Cam asta e și cu binele pe care Nu mai știe nimeni să-l primească Și de multe ori îl faci cu forța uh, Vezi, asta este Specialitatea lui Afrim Spectacolele lui Oamenii vor să se iubească și nu știu cum și sunt într-o neputință totală în uh, uh, comunicare în, Bi în Biblie se spune uh, distrugerea cărării de la om la om o să fie sfârșitul lumii, adică distrugerea comunicării în clipa când noi nu o să mai știm să ne dăm mâna și nu mai știm și nu, nu mai nu știm nu mai există solidaritate, uh, nu mai există prietenie, e o destructurare a caracterelor în general uh, nu mai are nimeni răbdare cu nimeni nu mai iartă nimeni pe nimeni. Și, apropo de ce spuneai, studenții tăi, care vor, dar nu, nu mai au sinapse. Ei nu mai au biblioteci în care să-și pună. Cred că aici am ajuns. Uh, să pună... Am ajuns aici. Uite, eu, știu că vin din Caracal, nu e bine să spui că ești din Caracal, chiar vorbeam cu Marina Constantinescu. Dar acum Sănătatea nu trebuie marina. să nu, nu, nu. umilim un oraș din nu, nu, nu. Păi, cauza unei minte, 10 ani am făcut acolo, am adus cele mai bune spectacole, tocmai pentru că și acum, după crimele astea asta îngrozitoare, probabil că nu mai poți să faci nimic pentru că e un oraș al nu. criminalului. Nu. Ei, cine, cine așa de noi? este. Nu cine contează. De noi? Și am acolo prieteni care toți sunt șef de directori de școală și întrebam despre generația care vin, nu, nu, nu se mai întâmplă nimic. Materie de... De școală. Sunt câțiva copii care învață, aproape cu forța, pentru că îi obligă părinții, din câteva familii, până și în rest, nu învață nimeni. Și nu vrea nimeni să învețe, și modelele lor sunt să facă bani, să fie fotomodele, să fie. Nu, settling, că, asta, li, asta li se arată, asta li se dă. Știi că am găsit În undeva, școală? Nu, în viața Ei, ei de zi se uită cu zi. la televizor. A. Și nu. atunci, că, modelele lor sunt Manelice celebri de la guță la. Sunt și ei oameni. Cine? E, e un fenomen. Despre cei păi nu e vorbesc vorbești. cine sunt modelele. Modelele și fetele și. Bă, păi Rodica, uh, dacă se face o listă cu o mie de modele, tu nu te regăsești în primii 5.000. Nu. Dar uh, uh, asta <laughs> nu înseamnă că uh, nu sunt. Uh... Păi nu despre asta era vorba că ei sau nu știu. Eu spun, apropo de cine sunt și ei oameni, dar ce a spus cineva că nu sunt oameni? Uh... Repede, tu să sari în apărarea maneliștilor. Nu i acuzat de nimeni de nimic. Eu vorbeam despre copii, fenomen. despre elevi și trebuie care să te... au, își găsesc idolii în cântăres de manele, Rodica. Hai să spun ceva îți dau un alt exemplu. Deci festivalul pe care îl fac la care ai fost de atâtea ori și la Mare și aici a Folchiu, da? L Am dus și la Caracal la teatru, știi teatru superb? 250 de locuri. Gratuit totul. Mare artist, cei mai mari din România cântând pe scenă. Gratis, da? Sala de 250 de locuri era ocupată pe jumătate, hai să zic 100, 100 ceva de oameni. Mai încolo, pe malul unei, discote, unei, ăsta, unei, piscine, un club, de dădeau manele, erau mii de oameni. Nu se putea respira. Înțelegi? Aici suntem și nicăieri în altă parte. Și de multe ori ne mințim, sau de cel mai multe ori ne mințim că suntem bine, că probabil că fiecare înconjurat de câțiva prieteni care sunt pe măsura fiecăruia dintre noi Credem că lumea e perfectă, numai că dacă faci 2 metri mai încolo, s-ar putea să fie hăul. Și tu nu poți să trăiești în bula ta, că toate sunt bune aici, iar la 2 pași mai încolo să fie hăul. Hăul. Hăul, în forma lui cea mai îngrozitoare. Nu te trezești cu asta? De multe ori în, uh, mergând prin spitale, de exemplu, pe stradă. Te deranjezi? nu mă deranjez, încerc să gândesc și să spun că bă, acest bă, analfabetism bă, social, acest autism social dar a apărut și au apărut tot felul de expresii, analfabetism funcțional pentru că așa este bă, 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 că analfabetul secolului 21 o să fie cel care nu înțelege, nu cel care nu știe să citească. și am ajuns deja. asta era în testele alea. Da, asta era că citeau și nu înțelegeau ce citeau. Că nu e vorba de a nu ști să citească. nu știu să citea, nu știu să se iubească, nu știu să citească, nu știu să-și ocupe timpul Și atunci de ce? Nu știu să Facă o bucurie celuilalt. Ar vrea, dar nu pot. E ne De ce am 3-30 de ani? E de libertate. Ca... Păi e greșeala noastră, pentru că noi nu, nu ne-au crescut foarte bine așa părinții noștri în... da. și noi n-am știut să-i creștem pe ei. Ei doresc să plece din țară. Tu i-ai opri, nu poți să-i oprești. Pe cei care nu pot să-i oprești. Sunt foarte mulți care rămân, și foarte mulți care se întorc. Uh, nu mai că nu e dar eu încurajez, eu încurajez mai ales să meargă să studieze în afară. Să studieze altceva. Numai că eu cred că și mi-e frică de asta. Uh, că sunt foarte multe minți bune, copii buni, care învață bine și care sunt crescuți. Într-un fel, și vin, așa cum te aleg pentru un film sau pentru un talent anume, pentru fotbal sau pentru sau și vin și iau acești copii și duc și specia la specializare mm. și așa mai da. departe. Deci, de acord că... să, să intre Marius în studio? Vă păi, să pe Marius. Manole, e un actor. Acolo da, Dar eu de dimineață da, până seara numai la asta mă gândesc. Să cum să studio. fac, cum să intre el Nu, da, știi, e bine să participe la discuția asta noastră, care este cât se poate de serioasă și adevărată și după aia să, știi, după aia să mai vedem ce mai discutăm. Unde rămăsesem? să el îmi place. Mie îmi place, place, de el ca actor da. sau ca om? Ca tot. De ce e un actor special, Marius Manole? Poftiți, lăsați, nu fiți atât de duri pe ansamblu. Are har. <laughs> Hai, treci, treci. Da, ți-ai ochelari. Eu, păi, dar eu sunt la o demisiune cu doamna Lodica Mandache. Nu vin fără ochelari, nu vin fără nepregătit, nu vin... Am citit cărți, am stat de dimineață, am fost la bibliotecă, mi-a dat domnul Tucă, alea ce să... E, temele pe care uh, să le discutăm. Ce să compreez. N-a venit așa oricum. A cui sunt ochelari? Ai mei, de citit. Ești cam o în încălțat, dar e, e... bine, e bine. Da, un pic de alură de francez. Mulțumesc pentru cafea, mulțumesc pentru. Foarte distractivă, mi am râs. Lanțul lui Marius atinge la, via... la valiera. bagă lanțul, am văzut că ai îngerul la Dar ce... ce ai pe lanț? Nu, din cauza, clar. Pe lanț am o aripă de înger. Argint? Care argint, înseamnă? Care înseamnă îngerul da. meu care mă păzește de piezerele. Care? Care mă păzește de piezerele. Care este? Da, care, care sunt. Nu, Chiar poate și de față. Da vrut să vin pe la spate și să fac așa prin stick era, rește. că era serioasă, da, că povestea generația tânără de... da. A, aia povestea aia, când eram la Bulandra Da, ia zi, povestește Venise să vadă Ivanovul pentru nu știu câte oară Doamna Rodica Mandache Doamna persoana, Rodica da. Mandache și, ori. da, Venise că e, asta admir foarte tare la dumneavoastră Ii place teatru Îi place să vadă un spectacol de multe ori Da Și am trecut pe lângă, intram din sală și am trecut pe lângă ea și când am trecut, am văzut unde stă și i-am dat uh... o palmă după ceapă. așa, peste pălărie și a picat pălăria și eu tot am mers înainte și eram pe scenă, deja, deja, jucam și auzeam din sală, ce prost ești, mă, dar ce prost ești, dar ce prost e, dar ce prost e ăsta, măi, îi spunea la oameni aia care erau la spectacol, dar ce prost e de ăsta, măi, ei, ce prost da, mă. e. Nu spuneam ecu, Ba da, așa da, v-au mai mulți colegi de-a mei și poate colegi chiar mai... Cu cine era? Cu domnul singură. Nu, vorbeam singură. Erați singură pe un scaun, jur. Da, pe o, lângă un perete. Și le spuneați la niște oameni spectator, ce prost e ăsta, mai, ce prost, ce prost ești, mai. Crezi tu că Crezi așa? Bine. Domnul tu că nu crezi tu că nu suntem în tragedie. Bine, bine. Zi, Marius. Eu o las așa, eu nu o contrazic, că am văzut ce părere de generația noastră, generația tânără, că suntem... Dar ce, tu ești generația e, hai tânără? Hai de zona ca să ne jignim chiar până într-acolo. Dar câți ani <laughs> ai tu, Păi, 38. <laughs> Am făcut tu. chiar 40, dar mă rog. Bine, asta nu se pune, ultimii trei nu se pune. Ca au fost sub o conducere. Dar mai. de ce, Marius, nu crezi că acolo suntem, apropo, nu de generații, ci de ea vorbește de studenții care au 18-20 de ani. Nu, într-adevăr e rău, e mai rău ca la noi, dar... Nu poți să i dai... nici poți... noi nu am avut, adică poate că nici noi nu am știut să avem grijă de ei cum trebuie, sau cum trebuie. Nu. Și noi am fost ușor agresivi și noi ne-am arătat prea știutori, mult prea da, știutori, cred că asta a tot știutori. Se întâmplă, dar uh, în primul rând că trebuie, un om tânăr trebuie să se simtă iubit. Iubit exact. de societate. Exact. Și societatea nu iubește. Da, da, pe și nu are nevoie tău de ei. Ar trebui să reușească. Tu spuneai mai devreme, numai aia care au piedici, care se chine, care se străduiesc, duc o luptă. Nu toți nu... sunt făcuți la fel. Păi și eu zic la fel, nu că nu e deloc. Făcuți. Nu toți au caracterul ăsta Chiar... bătăios și pot cunosc copii, foarte mulți copii care nu mai suportă să meargă la școală pentru că la școală sunt uh, agresați de alți colegi care sunt foarte răi de vârsta lor și chiar sunt de răi de... chiar de profesori care zic uite-l prostul ăsta și atunci ei uh, am coleg prieten uh, care are, are un copil care nu mai vrea să meargă la școală nu mai vrea mami, nu mai... și nu e un copil prost și nu e un copil lipsit de calități și eu nu mai că își bat joc de mine pentru că eu nu vreau, să, nu vreau să stau cu ei sau nu știu ce și eu nu, pot, nu mai știu ce să fac ei cu ei sunt răi. Maruș, și atenție, s-ar putea să nu aibă sprijinul necesar să treacă nu -au sigur. peste un lucru. Cred. E foarte rar găsit. Și noi da, am trecut uite. prin perioade mele și cred că am avut noi capacitatea. Poate altă, că dar sunt copii excepționali, da. sau familii, copii excepționali, absolut excepționali. Și la învățătură și inteligența lor, care nu poate să treacă peste asta nu pur da, și simplu, să nu-i ajută e. nimeni, sau nu au o familie care să-i ajute. Ei, să uite văd. asta, că ieri Moș Crăciun a întrebat. Uh, da, ce, frumos, ce da. e uh, lucru uh, cel, cel mai important, important în viața voastră și uh, Catinca a răspuns familie pentru mine m-a mirat foarte tare și după aia a spus moș Crăciun zis, nu, nu mai gândește puțin ce e mai important decât familia ceva ce poți dărui unui alt copil sau unui alt om și a zis iubirea mă rog, și moș Crăciun a zis timpul da, nu, și Moș Crăciun bine da, asta a făcut. Dar Moș Crăciun cine era, frate? Să ne lasă și ăsta. E Moș Crăciun, e Moș era chiar păi, el? da, da de la a, dar nu bine. Nu, că e unii care nu... Cum copiii chiar, îl trăgeau nu. de barbă și era barba lui. Era barba lui, da. da. V-am povestit cu Moș Crăciun că știam la un moment dat uh, cine e uh -huh. și uh, mi-a ducea de fiecare dată cărți și, în momentul, și eu le citeam, că știam, le căutam prin casă pe unde le ascundea Moș Crăciun și le citea și în momentul în care mi le dădea, erau deja citite. Tu erai să... norocos, de exemplu, eu ce puteam să fac? Să port fularul și mănânc și de fiecare an? <laughs> Mai da, amândoi, de câte ori ne întâlnim, numai asta spuneți amândoi. Păi asta sunt adică... noastre din copilărie, noi de asta păi suntem așa care vorbim suntem. Nu, asta am vorbit ultima dată, ne-am adus aminte că vine Crăciunul. Ce ai vrea să vorbim de Paște? Da, Paștele... la Paște nu primeam nimic. La Paște, ce să, da, păi da, chiar la Paște nu se făceau asta cu iepuraș și o chestie nouă în coace. Nu aveam. Doar că ne îmbrăcam frumos de Paște, ne, mergeam ne la frumos spusbă. și, da, și aveam dimineața masa aia pe care, care îmi plăcea mie cel mai tare. Aia dezducea tata în piață și venea cu caș proaspăt, ceapă verde, roșii. Și o la roșie. Mine era noaptea o -o. de Paște, după ce mergeam la, la biserică. Da, da, da. Cu toate că era interzis, masa era atunci. La ne pregătea dimineața. cu stufatul la cuptor, nu da, două, trei 2-3 dimineața. Nu, la noi să, părinții să curcă. De ce? Păi probabil că e consuma băuturi alcoolice. Nu, 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 este adevărat, nu domnului, că nu Am este adevărat. că era foarte cald. Poftim? Nu este adevărat. De ce Dar să nu, nu consuma, să, știi unii să, de Să nu venim la... Da. Sunt convins, să nu mă îndoiesc. <găt> <găt> Dar nu are nimic dacă... Iașu avea întotdeauna zăpadă. Iașu are și multe dealuri și văi. așa, că așa e făcut tot. Și toți copiii se le foarte cu... Iașu este un oraș frumos. Iașu are foarte multe dealuri și văi. <laughs> da, și din mă gândeam cu Sania Dar tot sunt timpul. Nu toate orașele care au dealuri și văi. Nu, îngerul, nu, 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 un nu, Bagă-ți în gerul în, în cămașe. Scot, poftim, nu bagă-l în cămașe, sub cămașe. Bă, dacă asta Știam, vă dăm. Dar dă-l da, dă la spate. Dar pare că am un ceva legat de gât, uite. Bine, stau. Știu dacă e foarte bine la țară. E mai modern. Deci așa, o zi cu dealuri, cum da, și tot, uh, din cauza asta <fie> mașinile merg m, normal erau mai puține pe vremea mea, <fie> mea merg. și ne dădeam tot Oamenii timpul vorbesc. cu Sania. Mm -hmm. Și în Portugalia tot așa sunt, așa oh. dealuri, așa voi. Uh -huh. Și tramvaiele merg tot așa Aha, aha. și la noi la fel sunt străscari. Mai răspundem, te rog, ai văzut, ai ascultat discuția noastră apropo de teatrul din 1989. În mare că exact despre asta, în mare am ascultat, pentru că v-am zis că eu sunt și lider sindicat și am probleme tocmai cu această generație și tocmai cu problemele de genul Da, 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 da. da. asta n-am ascultat foarte mare parte, pentru că aseară am fost la un spectacol care mi-a plăcut foarte tare, de la Teatrul Național, care se numește Livada de Vișin și pe care vă invit să-l vedeți. Foarte tare mi-a plăcut. Da, mie mi-a plăcut foarte tare. S-a mutat spectacolul? Spectacol nu, eu am făcut de Vili, un spectacol pe care a făcut Cel și regele, Lir, a făcut regele Lir da, 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 și a s-a mutat de la sala mare, s-a mutat la sala la sala studio. Deci publicul nu mai e pe gradenă așa, e în sală. Uh -huh. Și vezi tot un decor foarte frumos. Mu actorii, mi-a plăcut foarte tare, doar că m-am mutat așa în sală și era o jumătate de sală, Marius. O jumătate de sală. Nu pot să spun. Că nu, nu, as, nu nu, pot să spun. Nu, nu, pot să spun cât efort. Nu, nu pot să spun ce spectacol greu pentru, pentru actoria. Enorm. E și m-am uitat da, și m-am uitat acolo și după aia am plecat și am scris un mail directorilor mei în care le-am spus să le fie rușine, chiar așa am spus, să vă fie rușine la depart la comunica, că nu sunteți în stare să umpleți o sală de 500 de locuri la un spectacol care nu e prost. Să vă Marius, și acum, că E bun spectacolul. Chiar, chiar, da. chiar bun. Și mi-am dat seama că în instituția de stat oamenii nu își fac treaba că nu interesează Marius. Ori nu știu cum, ori nu, ori nu pot, ori nu știu cum. Marius îmi pare rău că te dezamăgesc dar eu n-am văzut nicio reclamă la spectacolul uh, Pădurea Mai Marius, sunt cazuri și cazuri, nu e vorba A, de Zici că asta. Sunt, spectacole sunt spectacole mai speciale care, mai speciale care au nevoie, de asta. Care au nevoie de de, de, să fie vândute într-un fel. Nu pot să-l lași doar așa că ai dat un... Mă rog, e și de asta să că o vorbeam. Și generația asta uh, a doamnei Rodica uh, a doamnei Rodica are, uh, are raportarea asta că ești obraznic. Dacă faci o dacă faci observație, ești obraznic. Nu, fac o observație. Bun, da, în toată generația, generalizezi acum Nu, toți nu, din nu toată generația dar, uh, ți Nu știu, spune... nu am auzit-o pe Rodica ce niciodată Nu, nu nici mie nu mi-a spus niciodată nu, Mă rog, în anumite cazuri, când chiar am fost obraznic Dar nu de faptul ăsta că nu, ei ne spun nouă Ne fac observații, dar nu primesc observații Nu se obișnuiește să, să da, primească observații Da, dar să știi că poți să te duci unde ai scris scrisoarea să vă fie rușine, da. să te duci și să spui, hai să facem într-un fel păi nu, să e... de ce fie ce să fac doar el la el medical, doar special, alu, Dar că... cine? De ce să fac? Nu, nu pe lider lider pentru asta dată, Și doi, este a șasea oară când spui. Adică vine, noi am tot scris, tot am făcut. Adică sunt niște spectacole la Teatul Național care nu se joacă, nu s-au jucat mult timp, că n-au public. Și ei au zis, nu să vând, Mie nu vine să cred că Teatrul Național... Nu, publică de ce l-au pus? Păi asta întreb și eu. Da, mă rog. Zi mai te... departe, uite, no. mesaje no. excepționale. Ca să vă citesc, bună seara dumneavoastră și invitațiilor. Mă bucur enorm de faptul că mă uit la asemenea emisiune. N-am cuvinte, felicitări și Marius Manuel ești extraordinar. Vă mulțumesc. Carina Ziana, la fel, Uh, mesaje în care doamna Rodica că până să intri tu, pentru că acum deja iei toate aplauzele, noi trecem pe planul 2. Poate scaunul ăla, că data trecută Aș dumneavoastră aplauze, da, dacă da. le-am auzit, ah, auzit în da, să da, da. auzăm și toate aplauzele. Da. Uh, e un conflict de generații. Este? Cu adevărat sau de, e? Nu, că totdeauna ești, a fost da, un da, conflict da, între generații. Generalizăm cumva, adică nici nu e, de exemplu, între mine și care nu e niciun conflict de generație. Chiar nu e, adică ce să o spunem? No, suntem prieteni. Să fie, aveți nu, o relație e, cu totul specială. E o situație asta da, eu care e foarte... Dar eu cu toți colegii lui, de ce? Chiar cu toți colegii da, lui. Chiar eu joc joc foarte mult cu... Mai am cu, uh, Cum? Mai cu <laughs> ăștia... Jucă, din generație și. Deci, bă, și pe la Petrușana, la era pe acolo, uh -huh. cu, jucat cu păi Maia, la, Măgășten, Jucam -ai cu mai. Maia Și n-ai zis până la capăt ce ți-a zis Maia, că te plângeai, că nu știu ce drumul că aia și ai zis, Rodica, ți-a zis, aia mi-a plăcut extraordinar de tare. Deci bucură-te că jucăm, bucură-te că suntem aici și așa și mai departe. Asta e ceva extraordinar dacă am învățat. Da. Că la vârsta mea mai am Mai Căutare. Ai, momente Căutare. care nu e ușor. A cât am crezut că trebuie? Cât de cât a căutat? cât a vârsta? Nu, la vârsta mea mai am și am crezut că trebuie cât. Cât aveți sau ce? C -c Câți cotolani cântare. aveți? Câți cotolani aveți? Era întrebarea. Câte pisici am una singură? Nu, era cotolan, nu era cotoi. Cotolan dar, mă rog. ce înseamnă? Ani, ani. Ei, la noi la Iași cotolani înseamnă bani. Ah, mulțumesc, deci, ceva. Uh, Da. Deci, vorbeam despre asta. Dacă îți Diferență... face teatru mai bună... Da, da, Rodica a zis cu siguranță că înainte îți făcea teatru nu mai Acum adevărat. Acum mă gândeam și, mai și eu, acasă. eu la asta, că era. m aus... Gândește așa, Marius, că în sud de teatru intrau Maxim șase oameni la actorie. Șase. Da. 5, 6. care erau trei erau facultăți. Ales, erau 3, da. Da. 3 facultăți în, toată în timpul tău. În timp... Dar în timpul meu intrau uh, 60 sau 75. Serios? Da. Noi știu, în anii 80 erau numai 5 locuri. Nu, nu noi aveam 80... 4 clase Rodica. și toți sunt în București. Și eu, dacă vrei, țin și În anii 80 erau sunt. 5 locuri pe bune. Da, e adevărat. Anii 80 nu Așa, sunt zi, niște ani. Idea, mă rog, erau foarte, adică erau at aleși foarte bine studenți, erau, nu era ca actoria putea să o facă oricine. Veneai, dădeai, luai, nu luai, mai făceai, făceai fără școală, Ma, te, da, mai da, prindeai, da. te mai prindeai, te mai făceai un particular, mai făceai nu știu ce, mai faci nu știu ce și ești actor. Sigur că actoria, da, e o meserie pe care poate să o facă oricine dacă acum, dacă vrei să o facă, că nu se mai face cu atât de multă rigoare, rigoare profunzime, seriozitate dacă vrei, adică acum da, poate să fie, dar pe timpul ăla nu putea oricine voia să fie actor, să fie actor, păi erau rare cazuri, era o selecție nu, erau aproape erau da, și erau rare cazurile în care cineva era neavenit în meserie, cum știi? Acum sunt foarte multe cazuri de actori care, despre care se spune bă, nu are ce căuta, adică nu e, știi, atunci nu prea găseai rar, nu? Sau mă înșel? Poate... Nu, nu te înșeli. Adică erau aleși, când, știi când venea, când se nășteau o actriță, adică când se nășteau o trupă de actor, ieșeau din facultate și debutau, în primul rând că debutau cu roluri mari sau poate debutau într-un fel anume. Nu, te lume. simțeai iubit, te exact. simțeai uh, Și lumea în venea să-i vadă, să-i vadă pe cei care au ieșit acum, cine sunt ăștia? Și cunoști, și aveau, uh, 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 adică ieșeau ca, cum să spun, abia așteptau să iasă să se înflorească. Acum, ai noștri ies din cap. facultate și mor. Ca să că, că nu au locuri, ce? dar nu au unde să joace. dar nu Adică trebuie să-și facă singuri. Unii pot să facă asta, alții nu pot, unii sunt lideri, alții nu sunt, unii au bani, alții n-au bani. Adică, Ideea de impresaria nu există în Unde ați debutat, dumneavoastră? La Teatrul Național din București. Așa, în cu ce? Rol? Cu rolul principal și așa că toți actorii mari făceau. Unde a debutat doamna Unde a debutat? Mariana. Uh, o să știi că noi pe urmă ne-am dus în provincie Mariana a fost la Pitești nu știu cât de jumătate de an după care a venit la teatru Giulești unde a făcut niște roluri inimaginabile inimaginabile cu Dinu, Săra, cu Dinu Cernescu erau și pot să și spun rolurile Mă rog, deci erau e... și erau adică a Tania o... Popa, a debutat la Național Pinti Condin din. E mai mult de atât. Uite, noi discutăm de multă vreme despre teatru, că nu facem un secret din asta și Marius zice un lucru cu care eu sunt de acord. Zice, Marius, de ce un director de teatru, și nu vorbim acum despre Caramitru, pentru că spune cineva că Manoale are ceva să-i plătească lui Caramitru. Sunt directori sau au fost directori de teatru în România care au fost 16-20 de ani directorul unui teatru. Ți se pare normal? Ție. Rodica Mandache. Asta a mie dacă, se pare dacă a... avem discuția dacă mi se pare normal sau anormal un lucru care nu trebuie făcut, da? Dar nu, eu nu vreau să vorbim despre asta, că chiar nu. și nu cred că el are uh, nu Marius, ceva vorbeam, împotriva lui Caramitru. Nu ne vorbeam felul de asta. un principiu și te întrebam. Și mie mi se pare, domne, incredibil, dacă vrei chiar strigător la cer, cineva să fie 20 de ani, e o viață de om. Directorul Unitatului, da? Sau mai mult decât atât? Ti se pare normal? Te întreb, încă o dată. Nu, nu se legătură. pare normal. Nu normal. Pentru că oamenii obosesc. Și Mai e chestia asta. Nu apucă unul să spună. Acum, Marius, pentru că e unul dintre actorii care are curaj și sunt de acord cu el, nu pot să fiu de acord cu chestiile politice. Bă, nu, a, a spus ceva, nu trebuie să spui nimic. Dar de ce să nu spui că tocmai pentru asta ne-am bătut Băi, copii, 30 de ani? Acum, asta, asta o să spun și cu orice risc. Te rog. Eram acum două zile acum două zile, trei zile, când în România cu trei Nu 30... trebuie să spui cu orice risc, acum, nu... Ba, nu, e foarte... Păi, vezi, acu după la 30, ani, ales, la 30, de Te ani, dacă la 30 de ani... la 30 de ani de la Revoluție, eu simt în jurul meu și în mine puțin frică. Frică de a spune într-o instituție publică ce simt sau ce ți se pare O frică neregulă. mai mare decât acum trei ani. Uh, acum trei ani nu spuneam așa de vehement. Nu, dar e o frică mai, că, mai mare. Da? da? Mă rog, o frică mai mare decât acum trebuie. Probabil. Mai noi în Te teatru, obi. actorii angajați, sunt angajați pe contracte determinate și nedeterminate. Pot fi angajați, da? E, la noi s-a ales varianta nedeterminat, adică domnul Caramitru a zis varianta asta nedeterminat, pentru că acest nedeterminat îți conferă ție ca director un Ascendent, Ascendent Posibilitatea oricând exact. să renunți la contract. Exact. Mm? Și la 30 de ani de la Revoluție, colegii de-ai mei au fost chemați la teatru și s-a spus: Sunteți norocoși că sunteți angajați? Aveți contracte determinate? Atât. Determinate? Determinate, adică perioadă de scurtă. Uh -huh. Atât. Păi și de ce? să-și fie teamă să păi spui ia asta, în primul rând. A, mie zi. de ce? Pentru că, pentru că orice observație pe care o faci, sigur, n-au ce să facă, n-au mie ce să-mi facă. Dar e, simți că atmosfera asta de, pentru că un om care stă, Dacă eu n stai, repet, și spui, doar care spune starea ta de actor acolo, de angajat sub semnul întrebării în permanent. Bineînțeles. Și nu ți-o pune la modul, nu, nu ți-o pune la modul că să te țină proaspăt, viu, că să, să nu te curgi pe ureche, că dacă ești, bă, poate mă dă mâine, hai să fiu cât să mai... Și ci, ci, ci ți-o pune la modul... Să fii... Ai grijă, ce Ai grijă. Ai grijă. Cineva te-a angajat în teatru. Zici? Păi eu vă zic ce a fost. Da, 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 nu, întrebăm pe Rodica. Adică trebuie să fii recunoscător. Da, sau genul de replică pe care n-am să o iert niciodată, vă rog, nu mai faceți valuri, să atrageți atenția asupra instituției. Dar eu spun ceva, eu cred că în toate instituțiile oameni de stat se Dar unde trăim? Și asta se întâmplă a întâmplat, Marius, la 30 de ani de la Revoluție. Vă dați seama că nu s-a schimbat nimic de ca cei oameni sunt instituțiile și instituțiile de stat se întâmplă. Păi asta e, de ce un director de orice instituție, din el, da. orice, da. de ce consideră că e un stăpân pe o moșie? De ce consideră că ei sunt plătiți de la stat ca și mine? Adică, iertați-mă, pentru mine, managerii mei, directorii mei, sunt niște colegi mai mari da. care au funcția de a călăuzi instituția dar sunt niște colegi, sunt colegi. Dar sunt colegii mei mai mari. Nu sunt nici costea în frunte, nu au nici patru ochi. De aici e vorba de sistemul de stat, e adevărat. Sunt nu, sistemul, și oamenii ăștia ajung lucrat și nu tu... lucrează niciodată la stat, asta e avantajul meu. Ai avut noroc. Și poate da, să să asta știi -am am avut noroc. Nu am nici o la Dar să-ți fie frică la 30 de ani de la Revoluție, mi se pare că au murit oameni degeaba. De e un motiv pentru care pot să spui asta, e adevărat. Iar lucrul ăsta poate să mi se... Să... Nu, că zici că poate să... Da, poate să de afară, poate să-ți facă probleme. Habana, nu știu ce poate să-mi facă. Nu mai e chiar așa, mare Marius se... Se poate schimba peste Bine, noapte. Nu, poți să dai afară pe oricine, dacă ești directorul teatrului, poți să-l dai afară. Bine, acum noi avem contracte de muncă care sunt destul de slavă Domnului nedeterminate. Dar eu, e o... E, o, e, e, foarte trist, Marius. E foarte trist, e foarte trist să vezi că generația, nu a mea, generația care vine după mine crește în frică și în, că, și în, 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 felul ăla în care și eu să-și duce copiii mai departe. Să nu vorbiți, să nu spuneți, lasă tată, lasă mamă, capul pleca să abia nu-l taie, lasă mamă, ce-ți face? S-a în România. Mie mama așa mă spune, dar ți-a făcut ție ceva rău? Nu, mamă, dar e vorba de un principiu. Mai Marius, dar ce S-a făcut, ție, ți a luat. Ție. Pentru că se gândește la tine. Păi știu, dar eu, asta e un fel de educa. În toată România, așa am crescut. Foarte puțini dintre noi s-au salvat. E adevărat. Foarte puțini. E adevărat. Puțin. S-a trăit cu un fel. Și mai e ceva. Dar adică cum să fie Ști supărat pe tine? Viața este, până la urmă, ajunge la asta, să ai un loc de muncă, să ai ce să pui pe masă. Așa e. Adică, mă cu rog. principiile. Mori de nu, foame, nu, 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 da? nu. Asta s-a întâmplat în România. Da. Au fost vremuri grele. Iar în instituțiile statului. E, nu numai că sunt de acord cu tine, dar e mai rău decât atât. Să nu mai faci valuri. Cum ai adică să gând să faci Sunt valuri. șef de instituții de stat care taie și spânzură, ca și când ar fi la ei acasă. Da, pe asta nu mai au niciun tu. semn de întrebare să vedem, să vorbim, uh, avem nuanțe. E, Știi, este nu? un nu, au. poet uh, rumi și spune așa că frica este neacceptarea nesiguranței. Dacă o accepti, ea devine aventură. Bă, din foil, la Frica dacă... este neacceptarea nesiguranței Dacă o accepti, ea devine aventură. Păi da, dar nu e vorba de frica de să-ți fie frică de alți oameni E vorba de frica de a te arunca într-un lucru de a încerca ceva, de a-ți depăși acolo niște limite Frica să, lucru, fie, să, să fie, dar cum adică să-mi fie frică de un om? Adică de ce să-mi fie? Nu e frică de un criminal, dar să-mi fie frică de un om care a conduce a o instituție A cineva ceva Eu, atunci da. când a, nu? tu ți-ai păi, luat tu... rolul Doamna Rodica, cum să zică dar dumneavoastră ați spune, când îți spune, cum să zică? Păi, în primul rând, că au tăcut, au și de acolo. Ce să zică? Dar a, ce să zică, doamna Rudică? Uite, vezi, la teatru mix, sunt, e o trupă, cred că e cea mai bună trupă din București tânără. Și uh, la un moment dat s-a anunțat uh, că o să fie un uh, concurs. Pentru, ei jucau, ca ei nu joacă, cred că... În niciun teatru, la asemenea roluri. No, au fost atât de speriați, atât de uh, răvășiți. Da, în... Așa că erau puși în situația asta. Au dat concursul, au intrat uh, pentru că și jucau în câte 5-6 spectacole și erau buni, dar chiar și ei care au. Uh, alt regim. Da. Și ei au fost periați și să Imagini spun, mai poate umiliți. Da, tăru, da. Tăru, tăru, zi, zi. umiliți. Da, pentru că, mar... că această meserie actorul este bă, are în arsen, dulapul ăla a lui, așa? lui așa, da. a, Are bă, umilință da. pe care trebuie să o transformi, o iei, o procesezi și transform. Eu sunt foarte de acord. Mai înainte vorbeam în care... de rege cât, cât a fost de umilit. În, în toți anii ăștia, pentru că noi trăim în uh, toate greutățile, vin din cei 45 de ani uh, de, de după, sigur, când s-a distrus tot. Și atunci noi încercăm acum să refacem. Și se refac alte. Uh, Ca să uh, vedeți ce înseamnă frica, iertați-mă, vreau -am să amintesc un lucru foarte mult. La noi, Mișu călin care a, a spus niște lucruri, a ieșit și a spus niște lucruri, nu știu dacă a jignit sau, mă rog, sunt, este care este într-o instituție publică un avertizor de integritate când face asta, de vii, da? Este dată în judecată. Da, da, a spus urât. Trebuia să aibă grijă și să vorbească frumos că de exact cum ți-am spus un eu. Eu. o să vadă ce că se este... întâmplă. Dar ca idee, trăim? Tu știi cum vorbești cu mine când eu greșesc? Faci... Doamna Rodica, dar nu cred că e bine. Nu cred că e frumos. Deci îți pui o pedală undeva hai să zic că mă iubești. Și atunci pui nu lucrul ăsta. Nu cred că dânsul nu prea are sentimente de felul acesta. E foarte E atunci mi se pare mie. Rece. Doamnica, încerci o dată cu iubirea, două ori cu iubirea, trei ori cu iubirea, dar a patra oară nu mai poți. A patra oară îți dai seama că din partea aia nu vine niciun fel de iubire. Și atunci faci ceva. Faci nu, nu, trebuie să te iubesc. Dar n-am nevoie. nu am nevoie. Nu, poate, nu, nu, nu am nevoie bă, să mă, mă un, un actor trebuie să fie, fie iubit. Nu să iubească o mie Iubirea de oameni. Iubirea are mai multe forme. Iubirea înseamnă că Grijă, îi dai să joace. Asta nu pot să mă plâng eu vreodată. Să te gândești. înțeleg că tu faci pentru ceilalți. eu nu fac pentru mine. Este adevărat ce spune Marius Manole cu frica de a comenta, ușor, ușor ne întoarcem la comunism din moment ce se stă în funcția așa de exact. mult acolo, se dezvoltă o mod totalitar, fie că le place sau audă asta, fie că nu. Exact. A, păi și ăsta e un motiv, apropo, de, de mandate mult. de 20 de ani. Când oamenii în teatru nu se apucă să spună ceva, nu se apucă niciodată, n-are curaj pentru că știe că poate să spună și directorul cu care sau cine conduce în stă 20 de ani. Și atunci tu, de ce te apuci când n-ai locul tău acolo, Normal. mai bun, mai Duce sau un loc acolo, o carte de muncă, să vorbești când știi că directul nu se schimbă 20 de ani, indiferent de orice. Nu. Și circulă și tot timpul fantasma asta că e, are pe cineva în spate. Are pe cineva da, în spate? Da, e chestia asta tot timpul când, când un director de undeva e așa, e, are... E, are se are, pe, pe cineva. el în spate, ce să mai Nu, fie? dar, păi, tocmai, ca pe cine ar să aibă în spate? Pe Dumnezeu, pe cine să aibă în spate? Are pe cineva în spate. Și totul e așa la nivelul ăsta. Auzi, da. că a devenit aproape că... ce lucruri de... frumoase și a notat foarte mult ba că lucru... da, uite că vroiam Ia. să Ia. spun Ia. și puteam răspunde Ia. Fernando Pessoa a. A. din tot rămân trei lucruri a. certitudinea că trebuie să Mare. începi certitudinea că va trebui să continui așa. certitudinea că vei fi întrerupt înainte să termini dar fă din întrerupere un nou drum fă din cădere un pas Bă, de dans fă din frică o scară de vis, un, post, un pot peste care să treci și să cauzi din nou întâlnire, o comunicare. Cine să plângi la sfârșit? Bine, dacă întreb pe Marius cine e PSOA, nu, dar nu e cazul să întrebăm că... Știe, Fernando. Știe. Fernando Pessoa, Ve, da, știe, știu. Știe, A, nu e Foarte frumos, foarte frumos. Hai, mai citește din paginile, că el, ca la cenacul și noi stăm Ce ne lipsește? Adrian Păunescu, n-aveți la dumneavoastră în farmacie medicamente? boala să-mi luați. Un singur leac îmi trebuiește mie, să-i pot vedea pe ceilalți vindecați. Această boală e o boală rară, această boală, e o boală grea. se numește țară și leacul este ea și nu mai ea. Foarte frumos. Te rog, te rog, hai că ești în formă. Cât mai, mai dăm un minut, nu? Pe pentru pentru eu ce n și o poezie. Ia ziua. O zic? Da, te rog. Bine, se cheamă o poezie pe care o știu de la la colega mea, pentru că a avut-o la facultate. E Nikita Stănescu. Și e de exact la cine? De la Froentinațiile. Și e Nikita Stănescu și se cheamă din nou Noi și e despre ce trăiesc eu acum. Zice așa. Bun. Dar cu noi cum rămâne? Ei au fost mari, tragici, sfinți. Ei au mâncat pâine, părinților noștri le-au fost părinți, dar noi, dar cu noi, lor le-a fost frig, au pătimit, au mers prin zăpadă, prin noroi, au murit și s-au nemurit. Noi trăim. Cu noi cum rămâne? S-a hotărât ceva? S-a hotărât când anume? Și ce anume? Suntem. Dar ne este urât. A rămas cu gura căscată, asta a fost efectul, Pe bravo, băi, Bă, a rămas cu gura căscată, ai lăsat-o. Păi o spun și eu și vreau să văd dacă, dar el o spune mai bine. Da, o spui și Doar tu. Am găsit -o. Ia, spune-o tu să vedem. E... -a. Are niște poezii atât de frumoase. Da? Vai de hai. da. Hai, Rudic, Cele hai. mai frumoase poezii hai, și când vine Crăciunul peste noi și ne dau afară din studio, ia. ia. O poezie a unui... Nu, dar vezi că am vrut să vorbesc despre o mulțime de lucruri Dorina Chiriac a scris la un moment dat după Ce spectacolul zi. vostru Daia merită și a spus am ieșit din uh, uh, scenă cu rochița de fetiță udă uh, cu uh, gheb în spate uh, obosită și am văzut o fată tânără care mă privea și avea privirea mea de la sfârșitul spectacolului și am sărutat-o m-am uitat la ea și ea a plecat spre casă fericită și eu am dus bătrânul ăla trup acasă, m-am dus și am zis merită, da ea merită e... și în general tot ce scrie Dorina este da, a extraordinar da, scris o poezie atât de frumoasă nu pot eu să o eu curaj să o citesc. De ce? de ce? Pentru că nu mă pricep eu la citit poezii și ale scrie foarte... Dar nu trebuie decât să o citești. Exact. E, asta, asta e nu trebuie să o interpretez. Ne să văd dacă o găsesc în primul rând. Mm. n citit-o ultima poezie a ei? Ba da. Da? Ce, după eu am citit-o, e foarte frumoasă. Păi mai citește tu, Rodica, până mai răspund și eu la mesajele de la fanii mei și tinerețea. Vezi la foaia 53 acolo ce... Nu, o mulțime de lucruri am. Dar când le scot? noaptea vărut... pe asta? Când sau dimineața? Azi, dimineața la la le-am făcut. Da, pe la... mine și mă întreabă, la... dormi? La, la nu, doamna sună? nu. Mai, mai, mai de mult am mai scris. Da. Am scris 20 de pagini și n-am avut timp să scriu chiar tot. Dar... Uh... Hai, citește ceva din paginile alea. Adică pe mine vine alcătuit un creator așa de pot trăi numai murind în fiecare zi. Mor de mai multe ori pe zi, chiar dacă nu mă știe nimeni muribundă. Am construit în timp un personaj pe care îl trăiesc de ochii lumii. Îl arăt viu și întreg la oameni: că oamenii se împart în vii cu vii și morți cu morți. Iar vii nu vorbesc cu morți nici de frică. Pe aici, pe planeta asta, nu mă arăt moartă lor, că fug. Pe mine m-a alcătuit un creator de pe o planetă nedescoperită, care e de soare mai apropiată în galaxie. E o planetă scrum pe care se vor descoperi în viitor. Urme de moarte, iar eu voi fi trimis înapoi acolo să mor restul vieții liniștită. Asta, desigur, dacă nu voi învia. Că se întâmplă accidente. Am să mai mor pe aici, pe ascuns, până în ziua aia, când mi se va descoperi planeta, și atunci o să ajung și eu într-un sfârșit acasă. O să las naibii personajul viu, acolo, pe planeta mea, lumea își ține ochii închiși, că tot se uită numai înăuntru. Aici eu m-am născut pe pat de moarte. Dar nu vă îngrijorați, dar nu vă îngrijorați că locul meu era de fapt în altă parte. Pe mine m-a alcătuit un creator așa de. Superbă, absolut superbă. Te ciudă că n-ai scris -o asta, nu? nu da, jos. Eu, o... că... eu sunt. o mare consumatoare de tot ce, de tot ce scrie Dorina. Nu numai poezii când face portrete, când uh, i-a făcut lui Ișvan Și lui a scris un portret. cineva, a scris, ah, cu, cu puțină lipsă de clișee, era chiar un poem reușit. Și a zis, Azi, și a zis, lăsați că și lipsa de clișee tot un clișeu e. <laughs> Corect. Uh, cu uh. ce ne alegem uh. după... Spune ceva, am întrebat o și a spus lui Ișvan? Că i-a făcut un portret. Ah, da, știu, da. Extraordinar. Cu ce da. rămânem, uh, Rodica Marius, după 30 de ani de democrație, de libertate, de cum vreți să o numiți, de tranziție, care sunt lucrurile esențiale cu care rămâne după 30 de ani? Hai că în seara asta suntem pe sobru dramatic și aproape... Nu, e o întrebare și dacă păi da, asta putem spune. răspunde, răspundem. E un gol, e undeva un gol pe care îl simți tot timpul și este dureros pentru că așa cum am spus la începutul emisiunii mi-am dorit Cine și am sperat uh, am sperat că o să se schimbe lucrurile rele, că o să rămână cele bune, s-au schimbat și cele bune și cele rele și sunt multe care te seacă și uh, Dar în același timp am câștigat libertatea de a putea să încercăm multe lucruri pe care altădată nu le puteam încerca am câștigat Faptul că putem descoperi lumea. Voi nici nu știți uh, ce înseamnă asta, că mâine pot să-mi cumpăr bilet și pot să mă duc uh, Cum fi, la știu. cortina D'Ampețo. Păi, eu nu știu. Într-adevăr, nu știu, da. Pot să mă duc la cortina D'Ampețo și să stau patru uh, zile și să mă bucur de. Ne, nu toată lumea poate să facă uh, asta, schim. dar oricum. Acum se poate. eu cred că poate toată lumea nu-și permite toată nu -și permite lumea. Nu-și permite toată lumea, da. Mi uh, Mișu, da. apropo de Revoluția, o chestie de haioasă, că în timpul Revoluției, Mișu în timpul Revoluției s-a întâlnit cu tatălui. În toată vâlvătaia s-a întâlnit cu și fericiți că s-au văzut că vii, că s-a acolo, sau s au oprit, s-a zis, ce faci? Fumezi? <laughs> că eu avea o țigară Da, era sfârșitul lumii și taică s-a rămas așa. ce faci? Fumezi? Mi s-a părut foarte drăguț. Da, e, e, e o metaforă, până la urmă. Apropo de, în toată Revoluția, în tot da, ce este, da, da, toată da, lumea da. în schimbare, tot chestia particulară, toată exact, exact. relația tată-fiu. Mai aveți ceva de citit în paginile alea Pot care să sunt. Să citesc. Da, bă... vorbit liber, doamna Rodica. Pot ah, să și Mai citesc. avem o chestiune. Faptul că noi suntem într-un studio și vorbim. Că nu exact. ne interzice nimeni să facem chestii. Orice, asta, da. 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 vorbim despre tot. Putem și nu avem, măcar noi trei, avem libertatea de a spune ce credem, de a, gândi, de a gândi și de a spune în același timp, nu ne oprește nimeni, păi, un lucru care este esențial. Eu vreau să fiu mediocră acum. Mi-aduc aminte că, că eram în turneu și am fost de față când un om uh, um care uh, făcea plăcinte uh, și umbla pe toate plajele cu mașina deci muncea aia era vara, litoral. Da, da, muncea mult, mult de tot a fost luat la ilicit, așa se chema păi, atunci. doamnă, ce să facem? Păi, uite un lucru, uh, poți să. Uh, să nu, nu mai luat în la 20 ili... de locuri și e, nimeni. nu mai e așa. Nu. Numai că să scoate acum guvernul, asta cu salariul. Păi, nu salariu. la, stat. Pe, pe la stat. Păi, da, dar nu și la, la stat, el nu lucra dar la Dar și stat. la stat, de ce să nu se poată? Nu trebuie și eu. Se... Nu știu, poate -un că sunt fel, niște legi. Într-un fel că e sunt drept niște... și într-un fel e nedrept și la asta. De ce, ce mai? Să spus... să spun ceva. Uite, luăm cazul rodică da? da? Să spunem că nu ieșea la pensie. Da. Da? Că nu ieșea? Da, că nu ieșea la da, pensie. Că ieșea la, e la pensie, da? La, da. La pensie, da. da? De ce n în afară de pensie n-ar putea să ia și din altă parte Dar să fie angajată spune, la un tată? Poți să iei bani în colaborare. Poți să, să, ce? să nu fie angajată dacă meriți asta. Că nu înțeleg. Pentru că mai e ceva. Păi nu, de ce că... aia care sunt tineri și sunt angajați, da, Așa. la stat, la teatru, și care nu joacă nimic 5 ani să ia salariu? Au, sunt multe nereguli, Marius. Așa, păi da. Nu, nu, că... pe, dar, păi, pe, nu, apropo de... Păi, nu, ideea ar fi să fie angajat la stat și să joace. Da. Și de asta se ocupe... Păi da. și ea dacă ar fi angajată la stat, chiar dacă la ai pensie, ar juca. Pentru că ea joacă în câte spectacole? Ea adevărat, acat? da. Multe, două 3, 2, 80. Păi, și Rodica, de ce să piardă atât de mulți bani să fie. Dar să primească doar pe colaborare, că poți să colaborezi? Nu e vorba să de și... acum de bani. E, e vorba că uh, asta este o meserie în care îți dorești să joci, dorești să fii căutat, dorești să fii. Uh, așa. Ce uh, să uh, să folosit. Uh, și pe urmă vin și banii, și uh, respectul, și așa mai departe. Uh, dar în primul rând vrei să joci să fii uh... dar eu mi-aduc aminte că eram cu o actriță și uh, m-a chemat Boroghină la uh, festivalul uh, Shakespeare. Shakespeare și eu zic nu pot da. să mă duc uite-te și tu ce am și i-am arătat o Un calendar, o, 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 da, lista da. de pe luna aceea și ea a luat o pagină goală și a spus uite-te și eu câte spectacole am era o actriță foarte bună foarte, foarte bună și care nu juca nimic. Dar de ce se întâmplă asta? Cum ajunge un, Dânără, actor? Cum ajunge un frumoasă, actor foarte bun să, să nu aibă niciun spectacol? O, ține de ce ține? O Ajuncare? neputință de a fi director. O neputință și o, fi o un cinism. De a fi director, da. A. Pentru că un director, tu ești director la un teatru. Nu cum să nu... Și ce am? Zece actori în linia întâi, nu prea sunt, hai, 5. 10 în linia a doua, 10 în a nu era distribuită niciun da, spectacol. Nu, nu, da, da, da. Sunt ca așa. De ce să facem? De ce păi să un director Dar tu nu-ți imagina că într-un teatru nu sunt, adică uh, uh, oamenii nu joacă de că ei nu vor. Adică... Dar, nu mă, da, nici nu pot să mi pot să-mi imaginez faptul că primii actori nu sunt distribuiți. Care primii? ce e mai bun, linia întâi? de păi care Linia întâi, întâi joacă, noi de... nu, nu văd linia întâi. Rar se întâmplă Sau ca Sau linia a doua, de exemplu, de ce să nu joace? Nu totdeauna joacă. Până la urmă urmă nu distribu... Trebuie distribuiți până la urmă nu vine un regizor și spune despre ce feluri de actori are nevoie? Ba da, Marius, dar tu trebuie să ai grijă ca în, 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 ca, în casa Manager, ta. E, dacă ce ai trebuie să ai grijă. în casa mea, eu da? o să te rog să faci, să faci o plăcintă cu ce am eu în casă. Cu ouăle mele, cu făina mea, da? Mm -hmm. Nu o să ți spun că mai cum mai iau un împrumut da, de Mariu, la. Dar și tu joc în spectacol la Teatru Național, unde pe scenă lângă tine sunt alte foarte mulți colaboratori care joacă care nu sunt angajați ai tatălui nu, nu prea mai sunt colaboratori, uh, mai sunt. Da? Uh, mai Vreau să ți spun că ieri am primit când am fost la ieri? Moș Crăciun acolo, da. da. Am primit un de uh, -ai venit la masă că ai uh, uh, la Moș uh, o ofertă. Am avut să niște joc la, alt, la alt teatru La unul la care încă n-am jucat. Și, p zic, da, o să pot acum, cu condițiile astea, zice. Uh, 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 da. Au spus, nu poate să joace altcineva. Ei, să știi că sunt foarte mulți actori despre care poți să spui, nu poate să joace altcineva. Da. Sigur, sunt doi trei care pot să joace. Uh, 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 dar faptul că mi-au spus, eu joc, uh, nu mai știu pe unde să, nu, e mult. Dar faptul că mi-au spus, că toată lumea a spus imediat, că partenerul a zis uh, nu poate să joace altcineva, că regizorul, că directorul, că toți au mai laudate, laudă să nu mă laudă. spun ce verdade. Ce zice Jolt, săracii, să nu se obișnească prea tare cu studiourile. Dar deja nu mai vreau să plec pentru că m-am depus niște subiecte în discuție. Să da, să tacă pe cameră. Mergem cafea și în. camerele. mare știi ce apropo de legea asta că tu spui de ce nu e bine ca un actor să fie așa și așa. nu un actor în general. e foarte bine. E foarte bine ce spui tu. Dacă n-am trei în România, toate lucrurile astea, toate legile astea, ele nu sunt rele sunt bune, doar noi românii le aplicăm greșit. De-aia pentru că legile astea lasă loc abuzurilor. Și atunci să nu mai existe legile Bă, astea? atunci trebuie azi. făcute niște legi care Săi, să nu, nu mai că permită. sunt oameni care au, ieșit la pensie, au peste 60 de ani sau care au da. stat de în pensionare. Da. Și ei sunt profesio profesioniști excepționali și oricând... Nu, îți concurs, dau 10 cazuri în care nu. Și eu pot să dau în care sunt. Păi asta zic. Păi și ce facem? Păi și ce facem? Păi, păi, păi ce facem? nu știu. Păi dar ce facem? să păi să păi păi nu fie ca mine? Adică de ce oamenii care sunt... De ce să fie... Mă... Dar de ce, de ce, ce să fie, de ce să fie dezavantajați care oricând poate să lucreze oriunde, să fie angajați, pentru că sunt profesioniști adevărați, pentru că vine unul să dea o lege împotriva lor. E, păi eu dau un judecat. Păi nu știu, eu acum sunt conștient că dacă mă la Curtea Constituțională, o să ajung bătrân și eu, o să am și nevoie de chestia asta. Dar uh, nu aș vrea eu să... nu mă gândesc neapărat la vorba de bătrân. Eu mă gândesc în ideea de om, de profesioniști, care în continuare pot fi foarte Dar În România sunt foarte puține cazuri de oameni profesioniști care rămân pentru că sunt profesioniști. De cele mai multe ori sunt niște atârnători. Care sunt ei? ce vrei să-ți dau o listă? Da. să dau. În, ce meserii? În multe meserii. În multe meserii. Că de asta ajunge. Nu, să nu, nu, pentru că nu poți să. Pentru că de asta că oamenii să perpetuează așa. În, să ajunge să. Of, Marius, mă fac să de nu se poate schimba nimic. Pentru că oamenii ăia, după ce nu, termină, din start, rămân în continuare. Din start, interziți unor oameni să fie angajați undeva doar pentru că unii nu merită să fie angajați. Fii, eu sunt de acord să ai pensie și să vii în colaborare, pe contract de colaborare, în orice instituție dacă de stat. Dacă e nevoie de tine. Dacă e nevoie de tine. Dacă Absolut. Și atunci nu să-mi permiți prost, spus că trebuie cu... să-l plătesc. Și primit... o să aduc în colaborare, dar un om bun. Dragul meu, tu spui că sunt unii care nu au ce să caute, da, care din sunt de la pensie, pensie da. și sunt angajați. Da. Păi poți să-i angajezi pe colaborare. Păi, da, nu, p de, nu poți să angajezi pe, pe meserii alea, nu poți să angajezi pe cum, colaborare. Nu, cum adică? Păi, nu, așa nu cum, pot. cum sunt pe contract. Așa, angajezi și pe colaborare. Hey. E același lucru, Marius. E o situație care pleacă de la meteghele celor 30 de ani. Ne-am obișnuit ca știu. să fie angajați pilele, relațiile și așa mai exact. departe. Fac chestii de partid. De partid, partid că vine de... un partid și schimbă inclusiv uh, Dar femeia, mai de, și femeia de serviciu de dintr-o școală. Poftim? În democrație, un șef mare, un șef adevărat, un șef bun, nu-l naște decât întâmplarea. Adică? E așa nu e adevărat. E, de ce bun. spui asta? Pentru că așa e. Cum adică un șef mare, nu, poate să fie un om un cu Un director bun, naște uh, eu vreau să vă acasă, spun... acasă, Da, da, da. Cum? Ați mâncat acasă, nu, este? n-am mâncat, și mie mi-e foame. Continuați Mergem, scuze. da? Scuze. Uh, e aproape Crăciunul. Ce mai? Poți să spui ceva, o poveste legată de Crăciun? Da. O frumoasă, una frumoasă? Yeah. Dar să zică ăsta Ia. întâi. Eu, să zic că ăsta întâi, domnul ăsta. Legată de Crăciun? Să zic domnul ăsta întâi. Nu am început să legată de Crăciun, așa. Una frumoasă. Uite, o să zic eu una. Ia. Tot zicem, pentru fiecare. Că, Crăciun. Pentru că m-am dus la un moment dat, acum, cred că mai bine de 10 ani, să fac un interviu cu Radu Beligan. Acasă, la Radu Beligan. Cu fotoreporter, cu încă o colegă, să cu reportofonul, să fim... Și am început să fac interviu știi casa, că ai fost de multe ori, Cred că am fost și amândoi împreună, o casă în care, ca o bibliotecă o casă cu mobilă veche, o dar frumoasă, o casă care se cu el o casă care se cu el, era frumoasă de la un cap la celălalt, inclusiv oamenii care stăteau acolo, de la nepoți familie, copii Mona, toată lumea era de acolo, adică nu era nimic la voia întâmplării și încep să fac interviu și vine, vine la un moment dat, începe să povestească Radu Beligan Cum a luat coroniță și că din întâmplare seamănă cumva cu Moromete Povestea lui Povestea lui Marin Preda și vine Vine acolo taică -o și Ia premiu, află atunci că a luat premiu Și când povestea Și aduce aminte că nu aveau bani Nici măcar să iau o gogoașă, o pâinică Ceva și erau morți de foame Și a început să plângă maestru Radu Beligan Să mă ierte de acolo de unde e că spun, cred că e prima dată când spun asta. Și a început să plângă. S-a întâmplat asta. Eu am crezut că și joacă un pic asta, dar e și amintirea puternică. Nu. Aproape o jumătate de oră n-am putut să facem nimic pentru că plângea. Plecând de la amintirea aia care era legată de, de succes, dar și de sărăcie și de puritate. Și... Stai că acum vine mie să plâng. Cu greu am reluat interviul după aproape o jumătate de oră. Am făcut un interviu, cred că unul dintre cele mai bune interviuri pe care l-am făcut eu vreodată și cu toată modestie am făcut multe. Meseria asta m-a făcut atât de câine și atât de rece și atât de distant încât nu mi s-a clintit nici măcar cum să zic, un, un, un semn pe față că sunt empatic cu el cu toate că pe dinăuntru eram acolo. Absolut deloc. Și m mă minunam și ziceam că deja meseria asta m-a dezumanizat, că eu nu mai pot să fiu empatic, să de fapt să reacționez firesc când un om plânge în fața ta cu o amintire atât de frumoasă de, de, și era atât de vie, descria în amănunt, puteți să căutați interviu cum s-a întâmplat și așa mai departe și zic, doamne, dar eu nu, nu, nu adică nu mai, nu mai, sunt, nu mai pot reacționa. Să termină interviu, mulțumesc și plec. Acum e mai greu să povestesc. Uh, și ajung în scara blocului. Era în decembrie, pentru că era născut în decembrie. Cred că făcea 90 de ani. Mm -mm. Ceva de... 14 decembrie. Da. Și mă ajung în scară, plecase fotoreportul, plecase toată lumea, m-am plecat. Ultimul am luat... Lovit. La revedere, da. <laughs> și în scară acolo, început să se afară, am început să plâng și roind, deci nu, nu, nu numai eram eu. Și întâmplător că eram în scară, era geam, eram înăuntru, nu puteam să ies că plângeam în... A trecut o doamnă prin față pe acolo și m-a văzut, s-a uitat la mine și nu-i venea să creadă și m-a întrebat, e ceva, s-a întâmplat ceva, e în regulă? Domnul tu, că m-a și recunoscut, poți să faci ceva? Nu, doamnă, nu. Ei, și am stat, cred că și eu o jumătate de oră și am plâns acolo, până când mi-am dat seama că pot să merg mai departe. Deci nu eram chiar așa de dezumanizat, numai că nu se întâmplă asta. Și atunci... A... Da, da, atunci poate să mă tai cu cuțitul ăsta acolo și... Și atunci am simțit prima dată că altcineva decât părinții mei au fost moșcrăciu, a fost moș Crăciun, Radu Beligan. Mai băieți, ce? Mai băieți. Ce? Facem ce facem. Măi ia zi și tu. Eu băie. nu am, eu nu. chiar de, de Crăciun nu am. Dar ce, tu ești mai prost? Dar băie. nu am, nu. Ei, și am și băie. scris atunci, dar nu ai fost de Crăciun niciodată acasă? În fiecare. Păi atunci, spune și tu. Păi ce să zic? Doamne, cu băutură, Crăciun, a bătut pe vecini ceva. O dată am mers acasă, după mai mult timp, așa de când am București și am zis, am considerat că să fac un cadou părinților, să nu mai cumpăr prostii de care n-au nevoie, și să pun sub brad într-un da. cadou, o anumită sumă de bani. Și mama a zis, <laughs> și mama, și ce. E atât de caută. și caută. Și s-a uitat acolo, a văzut suma, și a zis, e, e, nu știu câți lei. Zic, ei, mai pune un zero, mamă, mai număr o dată. Și când a mai numărat o dată și a văzut cât era, ea e bolnavă de inimă. S-au vedeți, buzele <laughs> și era să mor. Deci era să <laughs> mă mor, mamă. Ce cadou frumos și făcut și, <laughs> și mă. atunci a dorit că avea nu știu ce în casă care îi trebuia ei și era să mă mor, mama, făcând un cadou de Crăciun. Da, da. Foarte frumos, Marius, bravo. Uh, amintiri din cripta morții. Doamne, fărăște. Dar Odica. Doamne, că este datoare cu o poveste. De Crăciun. Uite, există un scriitor Ion Pilat, și soția lui se numește Monica Pilat. Da? Și a știu, fost am în închisoare politică. I-am scos cărțile. Și când a ieșit din închisoarea politică, a venit acasă. Și de îngrijit o îngrijea mama ei. Nu mai putea. Era foarte bolnavă. Și mama i-a adus să mănânce dovlecei. Nu știu cum se cheamă în italiană ăștia, Chibi. că nu mai așa știu. Da. Ea a dus să mănânce. Ea a spus că nu poate. Până la urmă a mâncat puțin și a început să plângă în hohote. Mama s-a speriat și a întrebat dacă e rău, dacă s-a întâmplat ceva și într-un târziu, printre hohotele de plâns, ea a zis, sunt cu gustul vieții. Am simțit gustul vieții. La Tsukinea, la dublicea. după câți ani... I-au venit... Amintire. Da. A lucrurilor, a vieții, exact cum a spus ea. De Crăciun, noi aveam o casă foarte frumoasă la Iași, ieri începem cu firide și mâncau pește cu firide, mâncau pește, pește cu cu dulceață. Cu dulceață de gutui. Ai, de cap, carne și pește se mănâncă dulceață. N-avem ce mânca pe vremea asta și casa era cu firide sau știi cu că ce? Și nu eram sărar. Era cu ce? Era cu marchiză, voi. Aveam marchiză la casă. Lasă-mă, pe bune. Și de Crăciun veneau mulți prieteni ai părinților mei și se dansa, toată lumea dansa. Țări dansante, Ei, cum era problema? Era o casă, mare. toată lumea dansa, se bucurau să danseze. Și cel mai frumos moment pe care l-aștept noi eram patru copii pe care l-așteptam, era ca mama și tata să danseze. Și dansau? Da. Și era frumoși și dansau și se bucurau. Și nu știu cum, cred că ne plăcea pentru că uh, ne uitau de noi, noi stăteam și ne uitam și uitau de noi. Atunci se regăseau. Deci odată pe an de Crăciun, când dansau cu toți prietenii, Frumos. uitau de noi. Uite, am găsit textul pe care l-am scris atunci. Nu are legătură cu povestea, dar mi-am să aminte. la mine a venit Moș Crăciun. L-am văzut, m-am întâlnit cu el, ba chiar am vorbit, de fapt am fost eu la el acasă, bucuros de oaspezi, ne-a lăsat să-i fotografie în casa. Ba mai mult să facem poze cu el, să le arătăm celor care pun la îndoială existența lui. M-a primit și după prima atingere și îmbrățișare de bun venit, sufletul meu s-a deschis aproape fără să vrea, înseninându-se dintr-o dată și încet, încet, privindu-vă, privindu-mă, am avut ca într-o minune să-mi găsesc liniștea. Avea o piscătare frumoasă și tărcată, care abia așteptat să-și facă culcușul pe paltonul meu și pe fular. M-am limpezit și lângă el toate celelalte ale lumii deveniseră derizorii. Pereții casei lui erau numai cărți și poze, înfățișindu-se când mai tânăr, când o mare, viața lui întreagă era acolo. Trăia parcă de la începuturile lumii, dăruind zi de zi, an de an, iar atunci când a început să-mi povestească din ea, am simțit că mă cotropește cu totul lumina și m-am abandonat în mâinile lui, în povestea lui, în viața lui, plutind și minunându-mă deci ceea ce văd și aud, fără să mai am greutate, fără să mai am vârstă, sufletul meu s-a întors în copilul care am fost, ascultându-l cu minte și cu rast pe acest moș Crăciun al României, Radu Beligan. Erau alte vremuri, da. Erau alte vremuri, erau alte vremuri. să mergem, mai rămâi tu în studio și mergem noi, rămâi aici cu băieții. Mai dați o cafea? Dar poți să rămâi singură. Păi nu, dar trebuie no, să te filmeze exact cineva. N-are pe robot, trebuie să pună pe robot. Vrei să, să rămâi pe pilot automat singură aici? Ce ai zis? <laughs> nu, dar să spui așa. Nu, trebuie să filmeze cineva. Păi <laughs> <trebuie să laughs> ce, ce vrei să rămâi pe pilot automat? Știu. Vă spunem, păi să spunem oamenilor Crăciun fericit, sărbători da. fericite, frumoase e. și să le spunem că ne-am gândit totuși de la anul, odată pe lună Știi cel că... puțin. Poți să spun ceva important? De, e, mai, e mai frumos ce spun Dacă că Dacă am zis să nu invit. Ei, gata, hai spune. Ce spuneați mai frumos totuși? Că dracu întreabă în fiecare... Doamne ferește! <laughs> fiecare... Nu <și> <laughs> să vă haideți! <laughs> Nu consumă nimic, fratele. -a de peste tot în toată țara. Noi să știți că noi ce la un local de lux din centrul capitalei. Eu ne eu cineva? Eu postez și Da, vă dau numai poș și rugăciune, doamna Rodica. Vă dau la poș și rugăciune, nu puteți să-l duceți. Zice, de mai dracu. Păi da? întreabă în fiecare an. Se mai cântă colinde și se mai fac o roșii? Că dacă, dacă, și când o să apre, nu, că nu el vine pe pământ. De, de parcă nu vine oricum păi, dar ce pe pământ. De ce se face o roșie de? Pe nu, de Paște, zice. Pa pa dacă se fac da, de 4 roșii și dacă Vă spuneam exact ceva foarte important, îmi <gri> cer scuze că vă deranjez în timpul <gri> emisiunii. <gri> Domnule, dar bă, dacă își lua dimineața medicamentele? <gri> Cheamă <-a> tu <gri> mare să hai, la... că sunt parafat acum. Euh, <gri> intrăm în zi. Da, spuneam că ne gândim cumva măcar o dată pe lună să facem aici la la noi la Trust, la Smart TV, la ce vom face și noi aici, să facem o emisiune de dezumanizare. Sau mai degrabă de umanizare. La mulți ani, sărbători Muțean. fericite! La mulți ani! Ne vedem după 6 martie, cred că. Atunci. La mulți ani! La Marius Tucker Show! La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Să vă tot fericit. Să vă tot fericit. Uite, dacă ne apucăm de mâini. Nu, nu, că după aia zice lumea că... Eu mă apuc, nu. Așa și apucă și pe el. Haideți să facem asta lumea că avem o sectă. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Fără a doamne. Piei, ține-ți aproape. Mai da.